Conform calendarului examenului de bacalaureat național din 2018, în perioada 12-22 februarie, elevii de liceu vor susține probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Prima probă, cea de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, va începe luni 12 februarie 2018. Pe 14 și 15 februarie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, apoi pe 16, 19 și 20. Deci elevii sunt programați să susțină evaluarea competențelor digitale. Emoțiile vor continua și în următoarele două zile. Liceenii vor avea de trecut și proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. La nivelul județului Constanța s-au înscris 5.293 de candidați, 4.570 din seria curentă și 723 din seriile anterioare. Aceștia vor susține probele în 51 de centre de examen. Absolvenții vor avea apoi câteva luni în care vor învăța pentru examenele scrise, care vor începe pe 25 iunie. Proba la limba și literatura română, luni, 25 iunie. Proba la limba și literatura maternă, marți, 26 iunie. Proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Proba la alegerea profilului și specializării, joi, 28 iunie. Rezultatele vor fi afișate pe 4 iulie și în aceea zi vor fi depuse și contestațiile. Elevii care nu sunt mulțumiți de punctaj vor afla notele finale pe 9 iulie. Cea de-a doua sesiune va începe pe 20 până pe 23 august cu probele scrise, apoi de pe 24 și până pe 31 august vor avea loc probele orale. Cursurile pentru clasele a 12-a și a 13-a se încheie vineri 25 mai.